Proiectul de reabilitare a clădirii maternității din Râmnicu-Vâlcea prevede lucrări de modernizare a clădirii în care funcționează spitalul de la subsol până la ultimul etaj, schimbarea instalațiilor electrice și sanitare, montarea de instalații de securitate la incendiu și înlocuirea lifturilor și recompartimentări interioare. De asemenea, pe clădire vor fi montate și panouri fotovoltaice. Astăzi venim și le spunem viitoarelor mămici, le spunem medicilor, cadrelor medicale, că investim aproape 12 milioane de euro în această clădire. Că vom lucra din subsol până la ultimul etaj, vom schimba tot ce înseamnă, deși noi aici am mai făcut investiții punctuale. Reanimarea de la maternitate arăta îngrozitor și este modern acum, alături de medici, din donații, dar și din foarte mulți bani de la Consiliul Județean, am modernizat salon cu salon, săl de naștere și așa mai departe. E bine, ne apucăm de treabă acum și după ce am investit zeci de miliarde, inclusiv în consolidarea clădirii, venim și ne apucăm de treabă și reabilităm maternitatea de sus până jos. Și este un proiect pentru care eu îi sunt recunoscător lui Dumnezeu și oamenilor. Pentru că nu este întâmplător ce se întâmplă, că se lucrează, cum spunea domnul primar, la toate spitalele din municipiul Vâlcea. Ne-am ținut de cuvânt. Terminăm prima clădire de spital în Nord, începem a doua. Este o sarcină foarte grea, de care atârnă viitorul colaborării între mine, domnul administrator public Mihailă, domnul Bonoran și doamna Andreea Popescu și cei din implicații proiect. Trebuie să finalizăm proiectarea și vom lua banii pentru două blocuri operatorii cu 9 săli de operații, plus cele 5 care vor fi reabilitate. Suntem cu proiectul acum la ultimele clarificări. Eu, în calitatea pe care o am de primar, nu pot să fiu decât fericit atunci când clădirile publice se schimbă fața. Chiar zilele trecute, chiar acum câteva luni, jandarmeria schimbă fața, se lucrează interes pe fonduri europene, acum acest spital. Ce pot să vă promit, chiar astăzi sunt întâmplător, până la această oră am studiat un pic pentru viitorul mandat. Vreau să anunț acum director că următorul mandat vom construi, indiferent că vor fi accesibile fonduri externe sau fonduri proprii, indiferent de finanțare, o parcare subterană pentru Spitalul Județean. Terenul amplasat va fi terenul de sport al liceului alăturat, cu acces direct în spital, iar deasupra terenul va fi director, tot așa cum este și acum. Din 2015, când vorbim acest spital, proiect după proiect, am terminat sediul din Nord. Din 2016, colaborarea extraordinară pe care am făcut-o cu domnul Constantin Rădulescu a dus să demarăm și să încheiem, cred că, de curând, proiectul de nou, prima construcție nouă de spitalul de Vâlcea după Revoluție. Am demarat lucrările și la spitalul 2. Am demarat, din ce știu eu, aproape semnalizarea pentru un grup operator și uite și un lucru care poate de mult părea un vis. Remediem și situația de la maternitate. Se spune că Oltenia e de la Jiu până la Olt. Maternitatea e în Oltenia, de mult în spatele nostru. Deci, vreau să vă mulțumesc încă o dată, să vă asigur de sprijinul Spitalului de Urgență Vâlcea în toate proiectele. Directorul ADR Sud-Vest Oltenia susține că aproape jumătate din banii europeni contractați de regiunea Sud-Vest Oltenia sunt destinați județului Vâlcea. Din 167 de milioane de euro, 75 de milioane de euro sunt bani contractați în județul Vâlcea. Asta este, bineînțeles, belăudat pentru județul Vâlcea, atât Consiliul Județean, cât și alte autorități publice locale care au depus proiecte la adresul Vestoldenii. Vă spuneam, sunt depuse 36 de proiecte cu o valoare totală de 140 de milioane de euro. Deci, la ora asta, 140 de milioane de euro aproape sunt destinați județului Vâlcea. Este răbdat, bineînțeles, pentru că nu este ușor, dar nu este nici greu să accesăm fondurile europene. Asta este o precizare pe care vreau să o fac mereu, am făcut-o public, pentru că sunt foarte mulți reprezentanți ai mediului
public, dar și al mediului de afaceri care să feresc de fondurile europene. Vă spun că este ușor, este ușor dacă dorești, bineînțeles. O să-ți faci viața sigură, mai grea dacă nu ești foarte atent. Și iar din nostru de vedere ne dorim ca toți banii, adică 1,2 miliarde de euro care sunt alocați regiunii Sud-Vestfoltenia să fie, să rămână în această regiune. Durata de implementare a proiectului va fi de 4 ani, iar lucrările vor fi demarate cât de curând.